Ați văzut probabil cu toții construcții în orașul Constanța, foarte multe, foarte apropiate unele de altele. Ați văzut același lucru și în Mamaia, un cartier, nu mai este o stațiune, zic mulți, un cartier al municipiului Constanța în care se construiește foarte, foarte mult. Dacă ne uităm la Năvodari, sunt sute de clădiri, de blocuri cu mai multe etaje care se construiesc acolo pe malul mării. E genul de investiție care nu s-a mai făcut în România. S-au retrocedat fâșii din plajă. Practic, zona de teren care se afla la dispoziția Comisiei Locale de Fond Funciar de la Năvodari a fost extinsă în aceste suprafețe de nisip. Ei le-au zis zone adiacente plajei. Nu sunt zone adiacente plajei, sunt zone de plajă cu nisip. La fel s-a întâmplat și pe partea cealaltă cu lacul Siudghiol, unde s-au extins pur și simplu în lac. Păi vă zic eu de ce, domnul Hagi. Pentru că lacul în 2004 avea o zonă de protecție de 15 metri de la țărm. 15 metri măsurați de la țărm era proprietatea publică a statului. Și acum e. Numai că zona de protecție în care nu se poate construi nimic, dar absolut nimic, pentru că lacul Siudghiol, în mod particular, este un sit natural. Este sit Natura 2000, este o zonă pentru păsări. Este sit spa pentru păsări. E bine, deși s-a limitat zona de protecție la 5 metri, în care nu ai voie să crești, să construiești nimic, trebuie să lași să crească stuful, ca să vină păsările să-și depună ouăle. Că de-aia e în rețeaua Natura 2000. Cealaltă bucată de 10 metri, care a fost, nu mai este zona de protecție, dar n-a fost niciodată scoasă din domeniul public al statului. Nu există un act de dezmembrare pentru diferența aceasta de 10 metri din domeniul public al statului. Deci, 5 metri sunt ai statului și nu ai voie să faci nimic pe 5 metri de la linia țărmului, da? Da. Ceilalți 10 metri până sunt la 15 sunt domeniul statului, tot ai statului român. Dar este un domeniu pe care se poate construi. De ce este domeniul statului? Pentru că nu a fost niciodată dezafectat, dezmembrat din domeniul statului. S-a limitat, s-a diminuat zona de protecție la 5 metri, dar diferența până la 15 metri, nu există o lege prin care legiuitorul să ne spune, domne, dăm bucata asta consiliilor locale. Statul nu a diminuat zona de protecție ca să creeze un avantaj administrațiilor locale, dacă avea intenția asta. Exista un act de lege. Nu există. Aceste terenuri, pentru că, e adevărat, nu s-a întâmplat nimic cu ele și păreau ale nimănui, pentru că ce este proprietatea statului? Este proprietatea noastră tuturor. Păi nu-i normal, pe care avem statul toți acces. Suntem noi, da. Statul suntem noi. Statul nu reprezintă, sau nu sunt băieții aia cățărați la butoane, să ne înțelegem. Acolo sunt niște persoane. Statul este o noțiune abstractă care se referă la noi toți. Era bunul statului, era bunul nostru colectiv. Deschis pentru oricine să meargă acolo pe malul lacului. Mai poți să mergi pe malul lacului? Nu mai poți, pentru că sunt construcții. Pentru că administrația și-a însușit această zonă de 10 metri, uneori chiar și de 15, până în buza apei, și-a însușit-o prin inventariere ilegală, după care a vândut-o, înstrăinat-o, concesionat-o. De-aia avem blocuri peste tot.